Este important că am câștigat acest joc și pentru moralul jucătorilor. Am făcut o partidă bună din punctul meu de vedere. Am reușit pe faza ofensivă să ne creăm foarte multe ocazii de a marca, dar din păcate marcăm foarte puțin din ocaziile pe care ni le creăm. Dar important este că ajungem acolo la finalizare și că ne creăm ocazii. Defensiv, nu le-am dat prea multe șanse celor de la UTA. În prima repriză au avut un șut pe spațiu porții. A doua repriză, spune că am avut câteva cornere, dar nu foarte periculoase. În schimb, am făcut acea greșeală în minutul 91, când am primit acel gol, o lovitură la 60 de metri și am primit acel gol. Dar felicitări băieților că am reușit să revenim după meciul din Europa și am câștigat cele 3 puncte astăzi, am urcat în clasament. Asta este un lucru pozitiv. A spus și noastră, la ta spate, așa este, aveți vă explicat să se întâmplă ceva cu să poate de meci are un Da, acolo nu, jucătorii, decizia lor, ce fac acolo, ce execuții au la fazele respective, lucrăm și noi în antrenament, finalizări facem, dar la meci trebuie să fie concentrare 100% și atunci când la finalizare este cel mai important, până la urmă, să fii concentrat și să reușești să marchezi. O schimbare foarte mare între cele două meciuri, September și No, după meciul cu Silkeborg am analizat scurt partida, dar am mers pe lucrurile pozitive, am încercat să le dau încredere, curaj pentru meciul de campionat, pentru că aveau nevoie de acest lucru, am încredere în jucători, în ceea ce fac. Vreau să muncească în fiecare zi foarte bine, de la zi la zi să fim mai buni și doar așa putem să reușim. Dar eu întotdeauna voi fi pozitiv, voi încerca să iau lucrurile pozitive din acea înfrângere, să încerc să scot anumite lucruri și să reușim să mergem mai departe. Pentru că, până la urmă, nu trebuie să ne gândim în trecut, trebuie să vedem ce avem de făcut în viitor. Și meciul de azi, ca și meciul posibil, am avut două momente în care jucătorii au fost egoiști, dar nici nu au plasat. Oare voi mai bine plasat? Da, cred că ai fost în vestiar la pauză, Paul. Da, asta le-am transmis la pauză în vestiar, că trebuia să facem 2-0 din prima repriză. Au avut șansa să paseze colegului și important este pentru mine și pentru Gruș și pentru echipă, nu este important cine marchează, important este să câștigăm. În momentul când vom câștiga, cu siguranță vor ieși 3-4 jucători în evidență. Și dacă dai un pas de gol, și atunci vei ieși în evidență. Important este ca jucătorii să fie altruiști acolo în careu sau la ultimul pas. Dar crezi că egoismul ăsta e dat cumva poate și de criticile din Fiecare dă seama și dorește să iasă în evidență, să marcheze, E clar că nu are ceva cu colegul lui, nu, își dorește să marcheze, dar important este ca noi să câștigăm jocurile și atunci când vom câștiga jocurile, cu siguranță, cum am spus mai devreme, vor ieși jucătorii în evidență. Ce v-a transmis patronul în discuția pe care ați avut-o după meciul și echipii? Nu. Mie mi-a spus de posesie, să facem posesie, să reușim să facem treaba asta, sunt lucrurile pe care le-am vorbit cu patronul și încercăm la fiecare joc să facem asta și să câștigăm jocurile, normal. Ați fost încă o dovadă cât de important sunt Daua și Tam, chiar dacă și o mai comedie până când, pentru echipă, adică a văzut clar în Da, sunt doi jucători care au jucat împreună în multe meciuri importante pentru noi, au făcut-o bine în multe jocuri, sunt jucători importanți pentru echipă, dar toți sunt, na, cei care au intrat pe teren, toți sunt importanți, nu doar ei doi sau alt jucător. Fiecare meci este important, dar este bine că am venit la două puncte de play-off și cu două jocuri mai puțin față de unele adversare. Asta este un lucru important. Cum vorbeam după meciul cu Craiova, cu Meme și mi-a spus că are încredere că putem să reușim să scoatem echipa, să o ducem sus în clasament. Ușor, ușor am reușit să facem acest lucru și obiectivul nostru este să intrăm în play-off până ajungem la
restanța cu, cu Botoșani. Câți titulari pe care i-am văzut azi de la... Depinde, în funcție de feedback-ul pe care îl voi avea de la ei mâine dimineață, ce vedem, ce jucători avem valizi pentru următorul joc. Dar, poftim? Orice trofeu pus în joc este important. Pentru mine, eu îmi doresc să câștig fiecare meci. Și la antrenament, când mă bag cu ei, vreau să câștig. Cei care intră pe teren trebuie să dea totul. Că este Cupa României, că e campionat sau Europa. Cum se poate să această seară? Cum să fie? Un meci oarecum echilibrat în anumite momente de joc. Am început puțin timorați, am fost bine organizați pe fază defensivă, dar trebuia să stăm mai sus, trebuia să facem un pressing mai avansat. Am avut așteptări mult mai mari față de, adică am vrut să continuăm ceea ce am făcut bun la meciul cu CFR-ul și n-am înțeles de ce așa crispați și puțin temători. În partea a doua a primei reprize am început să stăm mai sus, să punem presiune pe ei, numai că am pus o presiune sterilă, în sensul că nu ne-am creat ocazii, situații de gol sau am ajuns pe la ei prin careu, dar deciziile pe care le-am luat nu au fost acelea care trebuiau, din păcate. În momentul în care ajungi în preajma careului 16 sau în interiorul careului și mai vrei să mai faci un dribbling în plus, în loc să tragi la poartă, nu ai cum să marchezi. Eu mă regret și din faptul că totuși prindeați seama că CSD într-o perioadă mai puțin nefastă. Da, e clar că ne-am gândit și la acest aspect, dar eu le-am atras atenția și le-am spus că ei vor reacționa și că vor avea reacție. Adică trebuie să se aștepte că vor avea reacție, pentru că nu pot continua așa la nesfârșit. Era clar că după ceea ce au pățit se vor prezenta altfel și vor avea o altă atitudine, un alt joc. Le-am spus asta și cam asta s-a și întâmplat. Chiar dacă v-am spus că nu ne-au dominat foarte, foarte tare, să zic, că de la un cap la altul, pe mine mă dezamăgește jocul nostru și atitudinea unor jucători. Am așteptări mult mai mari de la anumiti jucători, am așteptări de la jucătorii care intră pe parcurs să producă ceva, pentru că de-aia sunt aici, de-aia sunt plătiți. Din păcate, astăzi n-a fost ceea ce trebuie și nu sunt dezamăgit. Sunt dezamăgit v-am spus, de o mare parte de joc, în sensul că trebuia să producem mai mult. Trebuia să fim mai dezinvolți, să avem mai mult tupeu, să ne creăm mai multe situații. Asta e, așa s-a întâmplat în această seară. Important este că le-am transmis în vestiar ceea ce am avut de transmis și trebuie să conștientizeze că așa nu se poate. Nu-mi plac oscilațiile astea, suntem prea oscilanți. Facem un joc bun sau un joc poate chiar aproape foarte bun cu CFR-ul, după care venim aici, le-am spus și lor că nu mă interesează cu cine joc. Eu respect pe toată lumea, respect FCSB-ul, Craiova, CFR-ul, da, sunt echipe mari, sunt cluburi puternice, dar dacă vrem să jucăm și să fim la nivelul lor, trebuie să abordăm toate meciurile la fel. Ceea ce în seara asta, în această seară, nu s-a întâmplat. Poate doar că am avut anumite probleme fizice la anumiti jucători și așteptam să-mi spună, plus jucătorul cartonașe la limită. Era clar că voiam să schimb, să trec din minutul, chiar din minutul 58, 55, 58, am vrut să trec în 4-4-2, să trec cu doi atacanți, numai că nu așteptam de la ei, așteptam să-mi spună dacă mai pot, pentru că nu mai aveam multe schimbări de făcut și trebuia să aleg foarte bine pe cine schimb, unde schimb, în ce compartiment. Vedeți și problema cu juniorii, mi-au lipsit și anumiti jucători, mi-au lipsit jucători juniori importanți care până acum au dat randament și au făcut ce trebuie. S-a cunoscut că chiar dacă Rareș Pop, un copil foarte bun, un copil care are calitate și prima repriză a avut cea mai mare ocazie și mă bucur pentru el, mă bucur că a făcut un joc bun, dar vedeți, copilul a fost puțin depășit de intensitatea jocului, de ritmul jocului, a cerut schimbare. Din păcate, asta e de înțeles, e normal să se întâmple asta. Da, revanșă. Da, trebuie să... Am spus că mergem pe cele două fronturi, cupă și campionat. Este important în campionat să luăm puncte. Din păcate, trec meciurile, nu adunăm puncte și asta dezamăgește. Cupa este o altă competiție pe care, într-adevăr, ne dorim să mergem, să ieșim din aceste grupe, să trecem mai departe. Vom vedea. Deocamdată trebuie să ne refacem pentru că avem ceva probleme medicale
Avem doar două zile la dispoziție și vedem cum vom aborda și cu cine vom aborda meciul de cupă. Ce vă zicea Andrei Gorde de motoarele de la FCSB? Da, Andrei e un copil pe care pot să spun că l-am crescut și a ajuns aici pentru că a muncit foarte mult și și-a dorit și a venit din nou să mă felicite, să mă îmbrățișeze și să-mi mulțumească încă o dată, nu știu câte oară, pentru tot ceea ce am făcut pentru el. Bravo lui, se vede că în acest moment este un jucător decisiv pentru FCSB, este într-un moment foarte bun al lui și i-am spus să aibă grijă că el trebuie să continue la fel, să producă la fel, meci de meci, pentru că toată lumea are așteptări de la el și dacă vrea să progreseze și să ajungă la un club mare din străinătate, pentru că asta își dorește, să joace în străinătate, el trebuie să producă la fiecare meci.